Graba strică treaba, iar neatenția costă. Simple vorbe din bătrâni care sunt spuse și astăzi, dar din păcate nimeni nu le mai aude. Și mai este o vorbă care trece pe lângă noi. Dragostea lovește ca un fulger. Uite! Pe cine? Poți să crezi că de norocos să te întâlnesc aici. Stai că nu-ți fac nimic rău, vreau doar să-ți mulțumesc. Dacă vreau să învăț limbajul semnelor, unde te semne? Vă jucați mima de bunilor. Uite, Asociația Națională a Sfinților. Dragostea nu te întreabă când să apară și nici nu te pregătește pentru obstacolele ce vor urma. Pentru iubire nu ai nevoie de cuvinte. Atunci când inima vorbește, rațiunea tace și dragostea nu are nevoie de cuvinte pentru că trece peste orice barieră. Sunt doar două dintre mesajele pe care le transmite scurtmetrajul românesc filmat și lansat la Timișoara, Dragoste fără cuvinte. Este primul film turnat în România cu și despre persoane cu deficiențe de auz. Pelicula spune povestea unui tânăr care se îndrăgostește de o fată cu deficiențe de auz. În film joacă, pe lângă actorii profesioniști Paul Diaconescu și Cristina Belciu, și doi tineri cu deficiențe de auz, pentru care rolul din acest scurt metraj reprezintă o premieră. A fost ca într-o poveste în care am încercat să facem schimb de experiență. Fiecare am avut ceva de învățat unii de la ceilalți. Noi am învățat mai multe, cred, de la persoanele cu deficiențe de auz, iar ei cred că au învățat că și noi avem multe defecte și că problema lor, de fapt, e un avantaj pentru că celelalte simțuri ale lor sunt super bine dezvoltate. Regizorul filmului este Octavian Iacob, singurul român absolvent al New York Film Academy. Deși are în familie persoane cu deficiențe de auz, regizorul recunoaște că lucrul cu actorii a fost o provocare. Curtmetraj reprezintă o premieră. Cum a fost la filmări? Este prima dată când a participat, dar cum a fost? A fost greu, a fost simplu, a durat destul de mult, a muncit foarte mult și ți-a plăcut. Dar i-a plăcut. E totuși prima experiență ca actor? Da, prima experiență de genul ăsta. Am mai făcut mici filmări. Mi s-a părut filmul? Foarte emoționant. Ce v-a plăcut cel mai mult? Sinceritatea băiatului și faptul că fata a jucat foarte bine fata. De ce ați ales să veniți la acest film? Pentru că poate felul meu de a fi este un pic mai, sunt mai sensibilă. Cum vi s-a părut filmul? Extraordinar de frumos și mai ales că au fost și persoane surde. Surzii sunt persoane foarte talentate, la fel ca toți ceilalți oameni, actori deosebiți, oameni deosebiți care merită o șansă și sper să-i mai văd în cinema. Asta îmi doresc, să-i văd într-un film de lung metraj, acum a fost film de scurt metraj și sper din tot sufletul să reușesc să îi văd pe toți actorii noștri surzi într-un film de lung metraj.